Salutare și bine v-am găsit! Vom rezolva subiectul primit la profilul MateInfo în sesiunea specială 2022. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem subiectul întâi roman. Observăm că la primul punct avem un exercițiu cu numere complexe, apoi urmează o funcție, logaritmi, un exercițiu cu probabilitate, vectori și o problemă de geometrie cu triunghi dreptunghic. Haideți să rezolvăm primul punct. Va trebui să arătăm că... Deci noi avem 5 pe lângă 1 plus 2i minus 2i pe lângă 5 minus i să fie egal cu 3. Și noi știm că i la a doua este egal cu minus 1. Haideți să facem calculele în paranteze și avem 5 ori 1 este 5 plus 5 ori 2i ne va da 10i minus. Acum 2i ori 5 ne va da minus 10i și acum atenție avem minus 2i ori i va fi plus 2i la puterea a doua. Observăm că se simplifică 10i cu minus 10i și ne mai rămâne 5 plus 2 ori i la a doua, iar i la a doua este minus 1. Deci vom avea 5 minus 2, adică 3. Deci am obținut același rezultat, 3. La subiectul 2 avem f de x, o funcție de gradul 2, f de x egal cu x la a doua minus 2x minus 3 și noi va trebui să determinăm numărul real a pentru care f de a este egal cu 1 plus a la a doua. Acum, noi va trebui, avem f de x și va trebui să facem f de a. Asta înseamnă că îl înlocuim pe x cu a și va fi a la a doua minus 2a minus 3. Și acum acest f de a va trebui să-l egalăm cu 1 plus a la a doua. Adică a la a doua minus 2a minus 3 să fie egal cu 1 plus a la a doua. Observăm că dacă îl ducem pe a la a doua, fie în stânga, fie în dreapta, se simplifică. Și ne mai rămâne minus 2a minus 3 egal cu 1. O ecuație de gradul 1 pe care o vom rezolva. Și vom avea minus 2a egal cu 1 plus 3. Deci de aici rezultă minus 2a va fi egal cu 4. Deci rezultă că a va fi egal cu minus 2. Deci noi l-am aflat pe a îndeplinind condiția că f de a egal cu 1 plus a la a doua. Problema 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale a ecuația. Deci avem logaritmul în baza 3 din 2x la a doua plus 1 egal cu 2. Prima dată condiția de existență a logaritmului. Deci ce avem în fața logaritmului, adică 2x la a doua plus 1 să fie mai mare decât 0. Și acum avem logaritmul în baza 3 din 2x la a doua plus 1 egal cu 2. Haideți să ne reamintim. Deci noi va trebui să știm, deci dacă avem logaritm în baza a din b egal cu număr, adică cu c, asta va fi egal, dacă și numai dacă, a la puterea c egal cu b. Evident, a mai mare decât 0 și a să fie diferit de 1. Haideți să facem și în cazul nostru. În cazul nostru, a este 3, paranteza este b, și termenul liber este c. Și atunci noi va trebui să scriem a la c egal cu b. Este 3 la puterea a doua egal cu 2x la a doua plus 1. Și vom scrie invers 2x la a doua plus 1 egal cu 3 la a doua, adică cu 9. Deci 2x la a doua va fi egal cu, pe 1 îl trecem în partea dreaptă cu semn schimbat, deci va fi egal cu 8. Și de aici rezultă că x la a doua va fi cu 8 supra 2, adică cu 4 și rezultă că x va fi egal cu, adică x la 2 egal cu 4, x va fi plus sau minus 2. Deci ca soluții vom avea minus 2 și 2. Haideți să le verificăm. Deci noi avem logaritm în baza 3 din 2x la 2 plus 1. Și dacă îl înlocuim pe x cu minus 2, vom avea logaritm în baza 3 din 2 ori minus 2 la 2 va fi 4 plus 1. Adică logaritmul în baza 3 din 8 plus 1 va fi 9, adică logaritmul în baza 3 din 3 la 2, puterea trece în față, iar logaritmul în baza 3 din 3 va fi 1. Adică în cazul acesta 2.
Și la fel și pentru minus 2. Logaritm baza 3 din 2 ori, minus 2 la a doua va fi 4 plus 1, deci obținem același lucru. Logaritmul baza 3 din 9, deci ne va da din nou 2. Deci soluția noastră va rămâne minus 2 și 2. Problema 4. Calculați probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acestea să aibă cifrele impare și distincte. Acum, noi va trebui să alegem un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre. Asta înseamnă că sunt numerele de la 10 la 99. Și înseamnă că avem 90 de numere. Și acum, cifrele trebuie să fie impare. Deci prima cifră impare și distincte. Prima cifră. Deci, de exemplu, dacă avem un număr de formă A și B, AB, au fiind prima cifră, haideți să luăm numerele impare. Adică va fi 1, 3, 5, 7 și 9. Și acum să vedem B, a doua cifră. Deci noi putem forma numerele începând cu 1. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Apoi, prima cifră fiind 3. A doua cifră va putea să fie 1, 3, 5, 3, 7 și 3, 9. Apoi, 5, 1, 5, 3, 5, 7 și 5, 9. Și apoi, 7, 1, 7, 3, 7, 5 și 7, 9. Și mai avem 9, 1, 9, 3, 9, 5 și 9, 7. Și am obținut 1, 2, 3, 4, 5 ori 4. Avem 20 de numere. Deci probabilitatea noastră va fi 20 supra 90, pentru că am obținut 20 de cazuri care îndeplinesc condiția noastră de cifre impare și distincte supra numărul total de cazuri, adică 90 de numere de la 10 la 99. Simplificăm prin 10 și ne va da 2 supra 9. Problema 5. Avem reperul cartezian XOY și avem punctele A de coordonate 2 și 0, B de coordonate 1 și 6 și C de coordonate 4 și 2. Și noi va trebui să aflăm coordonatele punctului D, care îl notăm cu XD și YD, pentru că sunt necunoscute, știm că vectorul AB este egal cu vectorul DC. Acum, haideți să stabilim. A de coordonate 2 și 0 înseamnă XA, YA. La fel, B, XB, YB, XC, YC și avem XD și YD. Și acum, haideți să vedem cum îl scriem pe vectorul AB. Deci, vectorul AB îl vom scrie ca XB minus XA ori I plus YB minus YA ori J. Haideți să înlocuim. Deci vectorul AB va fi egal cu x-ul lui B este 1 minus x-ul lui A minus 2 ori versorul I plus y-ul lui B va fi 6 minus y-ul lui A ne dă 0 ori J. Și am obținut la AB ca fiind minus 1 ori I, asta înseamnă minus I și plus 6 J. Și acum haideți să scriem la fel, vectorul DC, deci pe DC îl vom scrie ca fiind XC minus XD ori I plus YC minus YD ori J. Adică vectorul DC va fi egal cu, haideți să vedem, X-ul lui C este 4, minus x-ul lui D, care este necunoscută, ori I, plus y-ul lui C, care este 2, minus y-ul lui D, ori J. Vectorul AB este egal cu vectorul DC. Și de aici noi ce vom putea face? Deci vom putea egala ce este în fața lui I la vectorul AB cu ce este în fața lui I la vectorul DC și la fel și ce în fața lui J la vectorul AB cu ce în fața lui J la vectorul DC. Și vom obține minus 1 egal cu 4 minus XD și mai avem că 6 este egal cu 2 minus YD.
și de aici vom afla coordonatele, adică 4 minus xd egal cu minus 1, minus xd va fi egal cu minus 1 minus 4, adică minus 5, înmulțim cu minus 1, adică coordonatele lui xd sunt 5. Și acum 2 minus yd egal cu 6, adică minus yd egal cu 6 minus 2, 4, adică yd va fi egal cu minus 4. Și atunci am obținut d de coordonate 5 și minus 4. Și problema 6. Se consideră un triunghi ABC dreptunghic în AB. Haideți să desenăm un triunghi dreptunghic. Deci avem triunghiul dreptunghic ABC, da? Este dreptunghic în A, unghiul drept este A, astfel încât BC, ipotenuza, fiind 10, și mai avem o relație. Sin de B este egal cu 2 sinus de C și noi va trebui să demonstrăm că lungimea laturii AB este 2 radical din 5. Haideți să vedem cine este sin de B. Deci dacă luăm sinusul unghiului B, definiția sinusului ne spune cateta opusă supra ipotenuză, adică în cazul nostru AC supra BC. Da? Cateta opusă unghiului B este AC și ipotenuza este BC. Și acum avem sinus de C, cateta opusă unghiului C este cateta AB supra ipotenuză, supra BC. Și haideți aceste două noțiuni să le punem în egalitatea care o avem, adică sin de B egal cu 2 sin de C. În cazul nostru, AB supra BC să fie egal cu 2 ori AB supra BC. Haideți să ne înlocuim pe BC cu 10, AC supra 10 egal cu 2 ori AB supra 10. Observăm că se simplifică 2 cu 10, jos rămâne 5. Și vom avea AC supra 10 egal cu AB supra 5. Și de aici rezultă, haideți să-l scoatem pe AC, de exemplu, AC va fi egal cu 10 AB supra 5, adică AC, simplificăm 5 cu 10, 2, deci AC egal cu 2 ori AB. Deci am obținut o relație. Și acum putem să aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic ABC. Deci triunghiul ABC este dreptunghic în A și rezultă conform teoremei lui Pitagora. AB la puterea a doua plus AC la puterea a doua egal cu BC la puterea a doua. AB îl lăsăm AB și plus în loc de AC vom pune 2 ori AB, adică 2AB totul la puterea a doua egal cu BC la a doua. AB la puterea a doua va fi egal cu 4AB la a doua și acum în loc de BC putem să scriem 10 la puterea a doua, adică 100. AB la a doua plus 4AB la a doua ne va da 5AB la a doua egal cu 100. Deci rezultă că AB la puterea a doua ne va da 20 și va rezulta că AB va fi 2 radical din 5, ceea ce trebuia noi să demonstrăm. Pentru că pe 20 îl descompunem ca, îl împărțim cu 2, ne dă 10, din nou cu 2, ne dă 5, 5. Adică radical din 20 îl vom putea scrie 2 la 2 ori 5, 2 la 2 iasă de sub radical ca 2 și radical din 5. Haideți să trecem la subiectul 2 roman. Avem o matrice de 3 pe 3, A de X, și ni se mai definește I3-ul, care știm că este matricea unitate, și O3, care este matricea nulă. Și la primul punct, va trebui să arătăm că determinant de A de 1 este egal cu 1. Haideți să vedem prima dată cine este A de 1. Păi noi observăm că l-avem pe A de X. Și în loc de X vom pune 1 și haideți să înlocuim și vom avea X plus 1, adică 1 plus 1, minus X minus 1, 0, 1, 1 minus 1, 0, 0, 0 și 1. Adică A de 1 va fi egal cu 2 minus 1, 0, 0, adică 1, 0, 0, 0, 0, 1. Acesta este A de 1. Și acum, noi va trebui să facem determinantul lui A de 1.
Deci prima dată l-am aflat cine este matricea AD1, iar acum vom face determinant de AD1. Și îl punem în bare și vom scrie 2 minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Și pentru a rezolva acest determinant, fie folosim regula triunghiului, fie folosim regula lui Sarrus. Adică copiem jos primele două linii și vom înmulți pe diagonala principală, iar apoi pe cea secundară. Haideți să copiem jos primele două linii, adică 2 minus 1, 0 și 1, 0, 0. Și acum mergem pe diagonala principală și înmulțim 2 ori 0 ori 1. Apoi diagonalele care se formează sub diagonala principală. Plus 1 ori 0 ori 0 și mai avem plus 0 ori minus 1 ori 0. Și acum mergem pe diagonala secundară și atenție aici cu minus. Minus 0 ori 0 ori 0 minus 0 ori 0 ori 2 și minus 1 ori minus 1 ori 1. Și va fi egal cu 2 ori 0 este 0 plus 0 plus 0 minus 0 minus 0 și aici mai avem 1 ori minus 1 este minus 1 și cu minusul din față plus 1. Deci noi am obținut că determinant de AD1 este egal cu 1, ceea ce trebuia să și obținem. Mergem la punctul B și va trebui să arătăm că ADX minus I3 ori ADX minus I3 este egal cu O3. Haideți să aflăm cine este matricea ADX minus matricea I3. Și putem face X plus 1 minus X 0, X 1 minus X 0, 0, 0, 1. Totul minus matricea unitate, matricea I3, care este 1, 0, 0, 1 pe diagonala principală și în rest 0. Și acum, element cu element, x plus 1 minus 1. Apoi vine minus x minus 0, este 0. 0 minus 0 este 0, x minus 0 este x, apoi din nou avem 1 minus x minus 1, 0, 0, 0 și 1 minus 1. Și am obținut, aici minus cu minus se reduce, deci am obținut x, x, 0. Deci x minus x, 0, x, aici se reduce 1 cu minus 1, minus x, 0, și avem 0, 0, 1 minus 1, tot 0. Aceasta este matricea A de x minus I3 și va trebui să o mulțim tot cu matricea A de x minus I3 și să ne dea O3, adică x minus x, 0, x minus x, 0, 0, 0, 0. Înmulțită din nou cu aceeași matrice. Și acum facem linie cu coloană, element cu element. Și vom avea x ori x, x la a doua, minus x ori x, minus x la a doua, și 0 ori 0 va fi plus 0. Acum suntem prima linie, a doua coloană, din nou element cu element. Min x ori minus x, minus x la a doua. Minus x ori minus x va fi plus x la a doua și plus 0. Și acum prima linie cu a treia coloană. 0 ori x e 0, 0 minus x ori 0, 0, 0 ori 0 este 0. Acum mergem a doua linie. Prima coloană, x ori x, x la a doua, minus x ori minus x, minus x la a doua, 0 ori 0 plus 0. Apoi, a doua linie, coloana din mijloc, x ori minus x va fi minus x la a doua, minus x ori minus x plus x la a doua și plus 0. Și acum cu ultima coloană va fi x ori 0, minus x ori 0, 0 ori 0, deci 0. Trecem ultima linie. Prima coloană, 0 ori x, 0 ori x, 0, ies 0 tot, toate elementele vor fi 0, pentru că ultima linie este 0.
Și haideți să vedem ce am obținut. X cu minus X se reduce, rămâne 0. Minus X la a doua cu X la a doua 0, 0. Și la fel, aceeași poveste la fiecare element. Și am obținut în final o matrice de 3 pe 3 cu elementele 0, deci este egal cu O3. Ceea ce trebuia noi să demonstrăm. Și mergem la punctul C. Determinați numerele reale X pentru care A de X ori A de X să fie egal cu X pe lângă X ori A de X minus X minus 1 I3. Haideți să facem același lucru și aici. Haideți să vedem cine este A de X ori A de X. Adică X plus 1 minus X 0, X 1 minus X 0, 0, 0, 1, înmulțit cu aceeași matrice. X plus 1 minus X 0, X 1 minus X 0, 0, 0, 1. Din nou, vom face linie cu coloană. Deci suntem aici și cu prima coloană. Și vom avea X minus X plus 1 ori X plus 1. Asta înseamnă X plus 1 la a doua. Minus X ori X va fi minus X la a doua și 0 ori 0 va fi plus 0. Apoi, trecem la a doua coloană. Vom avea X plus 1 ori minus X, apoi minus X ori 1 minus X și plus 0. Și apoi, ultima linie este 0. Și acum, trecem la... Suntem la linia din mijloc cu fiecare coloană. Și acum, vom avea X pe lângă X plus 1 plus 1 minus X ori X și plus 0. Și acum, mergem la coloana din mijloc. Minus X la a doua plus 1 minus X la a doua și plus 0. Și ultimul element este 0. Și acum suntem la ultima linie, care înmulțită va fi 0, primul element, apoi din nou 0 și ultimul element fiind 1, vom avea 0, 0, 0, 0 și 1. Haideți să facem calculele. X plus 1 la a doua ne va da X la a doua plus 2X plus 1 minus X la a doua. Plus 0 nu-l mai punem. Apoi vom avea minus X minus X minus X plus X la a doua și 0. X la a doua plus X plus X minus X la a doua. Apoi minus X la a doua plus 1 minus X la a doua totul la a doua. Vom avea 1 la a doua 1 minus 2X plus X la a doua. Și plus 0 nu-l mai punem, 0. Și apoi urmează 0, 0 și 1. X la a doua cu minus X la a doua se reduce, deci ne rămâne doar 2X plus 1. Apoi aici vom avea minus X la a doua cu X la a doua se reduce și ne va mai rămâne minus 2X. Și 0. Apoi aici din nou X la a doua cu X la a doua ne rămâne 2X. X la a doua cu X la a doua se reduce, ne rămâne 1 minus 2X, 0, 0, 0 și 1. Deci am aflat cât este A de X ori A de X. Și acum haideți să aflăm partea cealaltă, X ori A de X minus X minus 1 ori I. Deci haideți să facem X ori A de X minus X minus 1 ori I3. Asta înseamnă X ori matricea A de X, X plus 1 minus X, 0, X 1 minus x, 0, 0, 0, 1. Și minus x minus 1 ori matricea I3. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Și va fi egal. Deci pe x îl înmulțim cu fiecare element. X ori x plus 1 va fi x la a doua plus x. Minus x la a doua, 0. X la a doua, x minus x la a doua, 0. 0, 0 și X. Și minus matricea, X minus 1, 0, 0, 0. Aici este X minus 1, 0, 0, 0, X minus 1. Deci avem X minus 1 pe diagonala principală. Și acum facem calculele. X la a doua plus X și aici minus X minus 1. Atenție, avem minus în față, minus X plus 1. Apoi va fi minus
x la a doua minus 0 este minus x la a doua, 0, x la a doua, aici va fi x minus x la a doua, minus x plus 1 și 0, 0, 0 și x minus x plus 1. Deci primul element va fi x cu minus x se reduce, deci vom avea x la a doua plus 1, apoi minus x la a doua 0, x la a doua, 1 minus x la a doua, 0, 0, 0 și 1. Și acum, aceste două matrice, a de x ori a de x, va trebui să o egalăm cu matricea obținută. Și vom avea x la a doua plus 1 minus x la a doua 0, x la a doua 1 minus x la a doua 0, 0, 0, 1, egal cu matricea obținută, adineauri, 2x, 2x plus 1 minus 2x 0, 2x 1 minus 2x 0 și 0, 0, 1. Da? Deci observăm că aceste elemente sunt egale și atunci va mai trebui să luăm, de exemplu, putem egala două elemente, oricare două elemente de pe aceeași poziție. Și avem x la a doua egal cu 2x. Și de aici rezultă x la a doua minus 2x egal cu 0. Dăm un x factor comun și vom avea x pe lângă x minus 2 egal cu 0. Și de aici avem două soluții, x egal cu 0 și x minus 2 egal cu 0, adică cu 2. Deci soluția noastră va fi 0 și 2. Și oricare două elemente le luăm și le egalăm, vom obține același lucru. Asta înseamnă că matricile sunt egale. Și acum mergem la subiectul 2 roman, punctul 2. Lege de compoziție. Pe mulțimea numerelor reale se definește următoarea lege de compoziție. X steluță Y egal cu X plus Y la 2 minus 2 pe lângă X minus Y minus 3. Și noi va trebui să arătăm că 0 compus cu 2 ne dă 5. Și acum, ne uităm în legea de compoziție. Unde avem X, punem 0 și unde avem Y, punem 2. Și vom avea 0 plus 2 la puterea 2 minus 2 pe lângă 0 minus 2 și minus 3. 0 plus 2 ne dă 2, la a doua va fi 4 minus 2 ori, în paranteză 0 minus 2 va fi minus 2 și minus 3. Și vom obține 4 plus 4 și minus 3. Adică 8 minus 3, am obținut 5. Deci am demonstrat că 0 compus cu 2 ne-a dat 5. L-am înlocuit simplu pe x cu 0 și pe y cu 2. La punctul B, determinați numerele reale x pentru care x compus cu x plus 1 egal cu 8. Întotdeauna trebuie să avem legea de compoziție în față pentru că vom înlocui efectiv x și x plus 1 cu x și y în legea noastră dată. X plus y totul la a doua. În cazul nostru, deci noi trebuie să facem x compus cu x plus 1 egal cu 8. Deci unde avem x în legea de compoziție? Punem x și unde avem y vom pune x plus 1. Și vom avea x plus 1 totul la a doua minus 2 pe lângă x minus. Și atenție, în loc de minus y vom pune minus x minus 1. Și minus 3 egal cu 8. Și vom avea 2x plus 1 la a doua minus 2 ori minus 1 va fi plus 2 minus 3 egal cu 8. Adică 2x plus 1 la a doua minus 1 egal cu 8. 2x plus 1 la a doua îl trecem pe minus 1 în partea dreaptă cu semn schimbat și vom avea 8 plus 1, adică 9. Și acum, 2x plus 1 totul la a doua egal cu 9, e ca și cum am avea a la a doua egal cu b, asta înseamnă că a va fi egal cu plus sau minus radical din b. Adică în cazul nostru avem două soluții, x plus 1 egal cu 3 și x plus 1 egal cu minus 3. Și de aici rezultă că 2x va fi egal cu 2, rezultă că x va fi 1 și 2x va fi egal cu minus 1 minus 3, adică cu minus 4, deci rezultă că x va fi egal cu minus 2. Deci am obținut două soluții, minus 2 și 1.
Vom mai putea rezolva prin altă metodă această ecuație. De exemplu, dacă vom scrie 2x plus 1 la a doua egal cu 9. Puteam să scriem 2x plus 1 minus la a doua minus 9 egal cu 0. Și observăm că aici avem a la a doua minus b la a doua, care este egal cu a minus b pe lângă a plus b. Și vom putea face 2x plus 1 minus 3 pe lângă 2x plus 1 și plus 3 egal cu 0. Și am fi avut 2x minus 2 pe lângă 2x plus 4 egal cu 0. Și acum, la fel, egalam fiecare paranteză cu 0, 2x minus 2 egal cu 0, 2x egal cu 2, x egal cu 1 și 2x plus 4 egal cu 0, 2x era minus 4, x va fi egal cu minus 2. Deci am obținut acelea soluții. Fie le rezolvăm cu această metodă, fie cu această metodă. Care metodă vi se pare mai simplă? Sau puteam să desfacem direct paranteza, făceam o ecuație de gradul 2, delta și x1, x2. Deci, trei variante puteați folosi pentru rezolvarea acestei ecuații. Și la punctul C, va trebui să determinăm perechile m și n de numere naturale pentru care m compus cu n va fi egal cu 2mn. Haideți din nou. Să înlocuim în x teluțe y pe m și pe n. M plus n, totul la puterea a doua minus 2 pe lângă m minus n și minus 3 egal cu 2mn. Haideți să vedem ce calcule putem face. Desfacem parantezele, aici aplicăm formula a plus b totul la a doua și vom avea m la a doua plus 2mn plus n la a doua minus, desfacem paranteza, 2m plus 2n minus 3 egal cu 2mn. Haideți să vedem, să reducem termenii asemenea, deci ne rămâne, haideți să scriem m la a doua plus n la a doua minus 2m plus 2n, 2mn cu cel din partea dreaptă se reduce, trecându-l dintr-o parte în alta și ne mai rămâne minus 3 egal cu 0. Haideți să formăm. De exemplu, noi observăm că avem m la a doua și minus 2m și ne-a mai trebuit un 1 ca să formăm m minus 1 totul la a doua. Și la fel, și avem n la a doua și plus n la a doua. Și singurul lucru pe care putem să-l facem este cu acest minus 3, îl vom descompune în minus 5 plus 2. Și acest 2 îl mai descompunem în 1 plus 1. Pentru că aici nouă ne mai trebuie un plus 1 și apoi vom avea plus n la a doua plus 2n și din nou celălalt plus 1 și vom egala cu minus 5, îl trecem în partea dreaptă cu semn schimbat și va fi egal cu plus 5. Și atunci noi aici vom putea face m minus 1 la puterea a doua plus, aici vom scrie n plus 1 la puterea a doua egal cu 5. Două numere ridicate fiecare la puterea a doua să ne dea 5. Ce posibilități avem? Avem 1 plus 4 ne dă 5 și 4 plus 1 ne dă 5. Și atunci înseamnă că, haideți, fiecare paranteză o egalăm. Prima dată cu 1, apoi cu 4. Avem primul caz în care m minus 1 la a doua egal cu 1 și n plus 1 la a doua egal cu 4. Deci, m minus 1 va fi egal cu plus minus 1, pentru că avem m minus 1 la a doua. Și acum, n plus 1 va fi egal cu plus sau minus 2. Haideți să vedem ce cazuri obținem. M minus 1 egal cu 1, rezultă m va fi egal cu 2. Și n plus 1 egal cu 2 rezultă că n va fi egal cu 1. Deci am obținut perechile de 2 și 1. Deci dacă îl înlocuim pe m cu 2, vom avea 2 minus 1 la a doua, adică 1 la a doua, plus 1 plus 1 la a doua, adică plus 4 la a doua, ne dă 5. Deci am obținut o pereche bună. Adică m egal cu 2 și n egal cu 1, prima pereche. Și acum facem m minus 1 egal cu minus 1, deci rezultă că m este 0. Și mai avem de făcut n plus 1 egal cu minus 2, deci rezultă că n va fi egal cu minus 3. Perechile m și n de numere naturale va trebui să aflăm.
Și acum avem cazul 2, când vom lua n plus 1 la 2 cu 4 și n plus 1 la 2 cu 1. Deci n minus 1 la 2 egal cu 4 și n plus 1 la 2 egal cu 1. Dacă și numai dacă, n plus n minus 1 va fi egal cu plus minus 2 și n plus 1 va fi plus sau minus 1. Haideți să vedem ce obținem. N minus 1 egal cu 2, deci de aici rezultă n va fi egal cu 3 și n plus 1 egal cu 1, deci de aici rezultă că n va fi egal cu 0. Din nou, am obținut m și n, numere naturale, 3 și 0. Și acum facem m minus 1 egal cu minus 2, deci rezultă m va fi egal cu minus 2 plus 1 minus 1 și n plus 1 egal cu minus 1, deci de aici rezultă n va fi minus 2. Deci din nou nu aparțin lui n. Și atunci mn trebuie să aparțină lui n și rezultă că perechile mn vor fi, am obținut 2 și 1, perechile 2 și 1, 3 și 0, m0 și n1 și 0 și 1. Deci aceste trei perechi sunt perechi de numere naturale care îndeplinesc condițiile de mai sus. Și vom trece la subiectul 3 roman. Primul punct, avem o funcție f de x, care este x la 2 minus 5x plus 10, ori radical din x, va trebui să rezolvăm pe f derivat de x. Adică f derivat de x va fi funcția noastră, x la 2 minus 5x plus 10, ori radical din x, totul derivat. Observăm aici că avem un produs de derivat f ori g. Iar pe f ori g, deci f ori g derivat, îl vom face după regula de derivare f derivat ori g plus f ori g derivat. Deci vom avea f derivat x la 2 minus 5x plus 10 derivat ori g ori x și plus x la 2 minus 5x plus 10 ori radical din x derivat. Deci avem prima paranteză derivată, x la a doua derivat va fi 2x minus 5x derivat va fi minus 5 ori radical din x. Și acum plus x la a doua minus 5x plus 10 ori radical din x derivat va fi 1 supra 2 radical din x. Și vom putea scrie, deci observăm că avem un numitor, 2 radical din x, da? La a doua, la al doilea termen și atunci vom amplifica și primul termen cu 2 radical din x. Și vom avea 2x minus 5 ori radical din x ori 2 radical din x, cu ce am amplificat. Iar acum plus x la 2 minus 5x plus 10 și era plus 1 ori 1, deci nu mai punem, totul supra 2 radical din x. Haideți să facem calculele. Deci vom înmulți radical din x ori 2 radical din x și vom avea 2x minus 5 ori 2 și radical din x ori radical din x ne va da radical din x la 2, adică x. Deci ne mai rămâne 2x. Și plus x la 2 minus 5x plus 10, totul supra 2 radical din x. Haideți să facem calculele. Deci 2x ori 2x va fi 4x la 2 minus 10x plus 10x la 2 minus 5x plus 10, totul supra 2 radical din x. Și acum, reducem termenii asemenea. 4x la 2 plus x la 2 ne va da 5x la 2, minus 10x minus 5x va fi minus 15x și plus 10, totul supra 2 radical din x. Sus, vom putea da un factor comun pe 5 și vom avea 5 pe lângă x la 2 minus 3x plus 2, totul supra 2 radical din x. Și observăm că am obținut ceea ce ne cerea punctul A, adică să demonstrăm că f derivat de x este 5 pe lângă x la 2 minus 3x plus 2 supra 2 radical din x. La punctul B, determinați intervalele de monotonie a funcției f. Și când ne cere intervale de monotonie, vom face f derivat de x egal cu 0.
Adică derivata care am obținut-o la punctul A, 5 pe lângă x la 2 minus 3x plus 2, totul supra 2 radical din x egal cu 0. Da, x aparține de la 0 la plus infinit. Acum vom lua doar partea de sus și o egalăm cu 0, adică x la 2 minus 3x plus 2 egal cu 0. Avem o ecuație de gradul 2. Haideți să scriem coeficienții. A este 1, B va fi minus 3 și C 2. Deci vom face delta, care este B la 2 minus 4 AC, adică minus 3 la 2 minus 4 ori 1 ori 2, adică 9 minus 8, 1. Și de aici, x1, x2, minus b plus o minus radical din delta asupra 2a, adică minus minus 3 plus o minus radical din 1 supra 2 ori 1, va fi 3 plus o minus 1 supra 2. Deci rezultă x1 va fi 3 plus 1 supra 2, adică 4 supra 2, 2, și x2 va fi 3 minus 1 supra 2, adică 2 supra 2 și 1. Deci am obținut x1 egal cu 2 și x2 egal cu 1 și vom face tabelul de semne pentru determinarea intervalelor de monotonie. Și avem x, f derivat de x și f de x. Da, funcția noastră este definită pe intervalul 0 plus infinit cu valori în R. Deci noi vom pune de la 0 la plus infinit, punem rădăcinile 1 și 2 între rădăcini. Semn contrar lui A, adică A-ul nostru este pozitiv, semn contrar este minus, iar apoi același semn. Și acum, pe intervalul 0, 1, funcția este crescătoare. Aici va trebui să-l calculăm pe f de 1, nu este neapărat necesar, deci vom putea pune valoarea, sau f de 1. Aici avem f de 2, între 1 și 2 funcția este descrescătoare și apoi din nou crescătoare. Și haideți să scriem, x aparține intervalului deschis 0, 1, rezultă că f derivat de x este mai mare sau egal decât 0, rezultă că f este crescătoare pe intervalul 0, 1 închis. Acum, x aparține intervalului 1, 2 închis, rezultă f derivat de x este mai mică sau egal decât 0, rezultă că f este descrescătoare pe 1 și 2 închis. Și x aparține de la 2 închis până la plus infinit, deci rezultă că f derivat de x este mai mare sau egal decât 0, rezultă f este crescătoare pe intervalul închis 2 plus infinit deschis. Deci acestea sunt intervalele de monotonie ale funcției noastre. Și acum urmează punctul C, avem de rezolvat această limită. Haideți să înlocuim. Limită când x tinde la plus infinit din f de x. Înlocuim pe f de x cu x la 2, minus 5x plus 10, ori radical din x, totul supra x la 2, ori radical din x, și totul la x pe 5 egal cu 1 pe e. Trebuie să demonstrăm că este 1 pe e. În primul rând, observăm că se poate simplifica radical din x cu radical din x. Și obținem limită când x tinde la plus infinit din x la 2 minus 5x plus 10 supra x la 2 totul la x pe 5. Haideți să determinăm ce caz de nedeterminare avem. Deci aici în x la 2 minus 5x plus 10 supra x la 2, x tinde la infinit, avem gradul de sus egal cu gradul de jos, deci vom avea 1, iar la limită de la putere, adică limită când x tinde la infinit din x plus 5, vom avea infinit. Deci avem cazul de nedeterminare 1 la infinit. Acesta este cazul nostru de nedeterminare. Și acum vom face limită când x tinde la infinit. Vom aduna un 1 și vom scădea un 1. Și vom pune 1 plus x la 2 minus 5x plus 10 supra x la 2 și minus 1. Totul la puterea x pe 5. Plus 1 acesta din față rămâne și atunci, în cea de-a doua parte, fracția minus 1 vom aduce la același numitor. Și vom aduce cu x la 2 și vom avea limită când x tinde la infinit din 1 plus. Deci trebuie să avem sub forma aceasta, 1 plus x la 2 minus 5x plus 10
minus x la a doua, totul supra x la a doua, la puterea x pe 5. X la a doua cu x la a doua se reduce și ne mai rămâne limită când x tinde la infinit din 1 plus, deci vom avea minus 5x plus 10, totul supra x la a doua, la puterea x pe 5. Și acum vom scrie limită când x tinde la infinit din, vom scrie așa, 1 plus minus 5x plus 10 la supra x la a doua la puterea. Inversăm fracția x la a doua supra minus 5x plus 10 și totul la puterea. Minus 5x plus 10 supra x la a doua ori x supra 5. Și acum, ce avem aici în paranteză va fi e. Și vom avea limită când x tinde la infinit din e la puterea, deci vom avea minus 5x plus 10, totul supra 5x e la limită când x tinde la infinit din minus 5 la x plus 10 supra 5 pe x. Limita tinde la infinit, avem gradul de sus egal cu gradul de jos, va fi raportul coeficienților și vom avea e la minus 1, adică 1 pe e. Deci cât trebuia să obținem la punctul C? 1 supra e. Și trecem la ultimul subiect. Avem f de x egal cu x plus e la x plus 1 supra e la x plus 1 și la punctul A va trebui să arătăm că această integrală va fi egală cu e la 2 plus 1. Haideți să înlocuim în integrală pe f de x. F de x este x plus e la x plus 1 supra e la x plus 1 și minus 1 supra e la x plus 1, totul de x. Observăm că raportul ni se reduce și ne mai rămâne integrală de la 0 la 2 din x plus e la x dx. Deci de aici despărțim în două integrale, integrală de la 0 la 2 din x dx plus integrală de la 0 la 2 din e la x dx. Integrală din x va fi x la a doua supra 2, totul de la 0 la 2 și plus integrală din e la x este e la x, de la 0 la 2. Vom înlocui capetele și vom avea 2 la a doua supra 2 minus 0 la a doua pe 2 și plus e la a doua minus e la 0. 4 pe 2 ne va da 2, 0 pe 2 e 0, 2 plus e la a doua minus 1. Și vom avea 2 minus 1, 1 minus e la a doua sau e la a doua minus plus 1, ceea ce trebuia să și obținem. La punctul B, va trebui să arătăm că integrală de la minus 1 la 1 din e la x pe lângă f de x, din nou îl înlocuim pe f de x, x plus e la x plus 1 supra e la x plus 1 și continuăm cu minus x minus e la x dx să fie egal cu 1. Haideți să vedem ce putem simplifica. Se simplifică x cu minus x și e la x cu minus e la x. Și rămâne integrală de la minus 1 la 1 din e la x ori 1 supra e la x plus 1 dx. Aici va trebui să facem prin metoda schimbării de variabilă și vom nota. Aici avem e la x plus 1. E la x plus 1 îl vom nota cu t. Dacă derivăm, ne va da e la x dx va fi egal cu dt. Și atunci vom putea scrie e la x dx se înlocuiește cu dt și ce avem jos îl vom înlocui cu t. Și haideți să schimbăm capetele. Dacă x egal cu minus 1, aici rezultă că t va fi x1, haideți să punem t1, va fi egal cu e la minus 1 plus 1, va fi egal cu 1 pe e plus 1. Și x2 egal cu 1, rezultă t2, va fi egal cu e la 1 plus 1, adică e plus 1. Deci noi vom nota cu i integrala de la 1 pe e plus 1, e plus 1 din dt pe t. Adică 1 pe t dt va fi logaritmul natural din t și vom înlocui cu capetele e plus 1, 1 pe e plus 1. Și vom avea logaritmul natural din e plus 1 minus logaritmul natural din
1 pe e plus 1. Haideți aici, în paranteze, să aducem la același numitor și vom avea logaritm natural din e plus 1 minus logaritm natural din 1 plus e pe e. Minusul între logaritmi înseamnă linie de fracție, adică e plus 1 supra 1 pe e, totul pe e. Deci vom avea logaritm natural din e plus 1 ori, invers în fracția, e supra 1 pe e, 1 pe e cu e plus 1 se reduce, avem logaritm natural din e, adică 1, ceea ce trebuia să și obținem, 1. Iar acum, la punctul C, va trebui să determinăm numărul real m, pentru care această integrală este egal cu m pe 2 minus 2 pe e. În primul rând, avem integrală de la 0 la 1 din x, pe lângă f de x este x plus e la x plus 1 supra e la x și plus 1. Și acum plus f de minus x. Haideți să vedem cine este. Dacă f de x este x plus e la x plus 1 supra e la x plus 1, f de minus x, asta înseamnă că toți x-ii din f de x se înlocuiesc cu minus x. Adică minus x plus e la minus x plus 1 supra e la minus x plus 1. Și haideți să înlocuim și vom avea minus x, deci mai punem plus, punem minus x plus e la minus x plus 1 supra e la minus x plus 1 de x. Haideți să mai facem calculele. Integrală de la 0 la 1 din x pe lângă, observăm că x cu minus x se reduce și ne mai rămâne e la x plus 1 supra e la x plus 1 plus e la minus x, îl scriem 1 supra e la x și plus 1 supra e la minus x, îl punem 1 supra e la x plus 1. Va trebui un pic să lucrăm la calcule. Integrală de la 0 la 1 din x pe lângă e la x plus 1 supra e la x plus 1 plus 1 supra e la x. Aici aducem la același numitor comun, adică pe 1 cu e la x și pe urmă vom inversa. Și vom avea plus, numitorul va fi, deci vom avea 1 plus e la x supra e la x, după ce aducem această fracție și dacă inversăm vom avea e la x supra e la x plus 1. Și acum, observăm că avem două fracții cu același numitor. Și vom scrie integrale de la 0 la 1 din x pe lângă e la x plus. Avem sus 1 plus e la x supra e la x plus 1. Deci se va simplifica și ne va da 1. Și plus 1 pe e la x de x de fiecare dată. Integrale de la 0 la 1 din x pe lângă. Deci aici rămâne 1, haideți să-l punem prima dată, 1 plus e la x plus, hai să-l scriem din nou, minus e la x. Deci această fracție. Și am adus la o formă mai ușoară. Și acum vom despărți în trei integrale. Integrală de la 0 la 1 din x plus x e la x plus x ori e la minus x de x. Și vom face integrală de la 0 la 1 din x de x plus integrală de la 0 la 1 din x ori e la x de x și plus integrală de la 0 la 1 din x ori e la minus x. Și vom avea integrală din x este x la 2 supra 2 de la 0 la 1 și plus următoarele două integrale va trebui să aplicăm metoda integrării prin părți. Și vom lua prima integrală. Deci avem integrală de la 0 la 1 din x de x ori e la x. F-ul îl notăm cu x, rezultă f derivat va fi 1. G derivat va fi e la x, rezultă că g integrală din e la x este e la x. Acum facem f ori g, adică x ori e la x, bară de la 0 la 1, minus integrală din f derivat ori g, adică din e la x de x. Haideți să înlocuim capetele și vom avea 1 ori e la 1 minus 0 ori e la 0 și minus e la x tot de la 0 la 1.
Și aici ne mai rămâne e minus e la 1 și plus e la 0. E cu e se reduce și ne mai rămâne 1. Deci noi vom putea scrie aici plus 1 la a doua integrală și plus integrală, integrală de la 0 la 1 din x ori e la minus x dx. Din nou, f-ul îl notăm cu x, rezultă f derivat 1, g derivat e la minus x, rezultă g, va fi minus e la minus x. Atenție, integrală din e la minus x va fi minus e la minus x. Și acum vom face f ori g, adică minus x ori e la minus x, de la 0 la 1, și minus și minus integrală, că mai avem acest minus de aici, va fi plus integrală din e la minus x, de la 0 la 1, din dx. Și acum atenție la semne și vom avea minus 1 ori e la minus 1 și minus, aici dacă înlocuim cu 0, este 0. Și plus e la minus x, integrală din e la minus x, va fi minus e la minus x de la 0 la 1. Și vom avea minus, e la minus 1 va fi minus 1 supra e, minus e la minus 1 și plus e la puterea 0. Vom avea minus 1 pe e, minus 1 supra e și plus 1. Asta înseamnă minus 2 supra e plus 1. Deci am obținut și cea de-a treia integrală, deci punem plus, de fapt minus 2 pe e plus 1. Și va trebui să mai înlocuim la x la a doua pe 2 capetele și vom avea 1 pe 2 plus 1 plus 1 ne va da 1 pe 2 plus 2 minus 2 pe e. Aducem 1 pe 2 plus 2 la același numitor cu 2 și am obținut 1 plus 4, adică 5 pe 2 minus 2 pe e. Deci acesta este rezultatul integralelor noastre. Și acum noi știm că luăm cu m pe 2 minus 2 pe e. Haideți să scriem la final 5 supra 2 minus 2 pe e va fi egal cu m supra 2 minus 2 pe e. Minus 2 pe e cu 2 cu minus 2 pe e ni se reduce în momentul în care trecem dintr-o parte în alta și ne mai rămâne 5 pe 2 egal cu m pe 2. De aici va fi m 5 ori 2 pe 2. 2 cu 2 se simplifică și am obținut că m ne-a dat 5.